Deci, cred că ați observat și voi că de când sunteți pe YouTube, prin comentarii lumea se mai înjură, se mai nasc o groază de canale de hashtag gaming. O ne vine un puștulică care se roagă pe telefon Minecraft și urlă că vai, Enderman i-a ciordit cucu și youtuber care fac un content așa repetitiv încât și mersul cu mama la cumpărături ar fi mult mai amuzant. Habar ce vorbeau ne-au subestimat, sperau să fim roboti ușor de programat. Uite, eu iubesc să fac videouri și le fac pentru fan. Dar aparent nu sunt toți așa. Acum chiar nu vreau să mă compar cu alte canale, fiecare face ceva mai diferit ca altul și nu e bine să te bași cu nasul unul la celuilalt. Dar asta nu înseamnă că nu pot să trag niște concluzii bazate pe ce am simțit eu cel puțin că se întâmplă în România și sunt destul de sigur că și voi ați observat asta. Știu că cel puțin o dată în viață ați văzut câte un canal pe care hashtag youtuberul ăla face videouri efectiv doar ca să le facă, ca să fie acolo o presupun. De exemplu, ați dat peste un mare Minecrafter care joacă Pocket Version pe telefon și ură la fiecare 3 secunde. Băgă, pune, -te că te omor, mamă, Sau în extremitatea cealaltă, ăla care are un PC de 100 de milioane, care îl pune în descriere la canal ca să se dea și el așa un pic mare cât poate și orice ar juca ar fi ceva gen... Ah, salut, lume, eu sunt X de Gaming 432 pula mea. Și astăzi am să vă arăt Am să vă arăt Cum să faceți lava la un copac Și după Stă în microfon și nu vorbește Deloc, ok? Să tot videoul Se joacă, nici măcar nu, nici n-are Sens să-și pună webcam-ul Acolo, nu face nimic în afar să Respire the fuck? Românie, fă gălăgie, nu o să mai vezi bolani cu așa biografie. Comenturile vi se adresează în special vouă și cred că cei mai mulți ați trecut prin asta, asta incluzând mă și pe mine. Vreți? Prima oară când am văzut comenturile de genul am rămas surprins de reacție. Gen, de ce cineva ar fi așa surprins la o chestie așa de minimalistă? Am stat ceva să mă gândești și mi mi-am amintit că și eu, de fiecare dată când lăsam un coment, acum ceva timp, la cineva pe video, eram destul de sigur că nu o să-mi răspundă vreodată în viața lui. Iar acum că eu sunt în locul celui care răspunde oamenilor, m-am întrebat singur, de ce? De ce nu îi răspunde unuia care te încurajează cu măcar un merci? Adică, nu e prea mult, cred. Gen, da, știu că de multe ori ați văzut și voi postez un video, vin 100 de comentarii în primele 3 secunde și logic că nu pot să răspund la toate. Dar lucrul ăsta a fost așa de practicat în România, încât atunci când chiar răspunzi, lumea se sperie în pula mea. Se Perie. Și nu mi se pare chiar așa normal, gen. E una să te uiți peste comenturi și să răspunzi la cele mai interesante, cele care merită răspuns, pentru că logic, mai sunt și spamuri, dar please. Sunt sigur că și tu știi la fel de bine ca mine că sunt unele canale care nu lasă decât un coment pe tot video -ul. și comentul lasă sună cam așa: "Vreau 500.000 de like-uri și postez următorul video. Mulțumesc foarte mult." Și după nimic. După comentul ăsta nu mai zice nimic, nu răspunde la nimic. Și erau unele comenturi care le-am văzut eu personal care chiar erau super interesante Gen, îi dădeau idei de noi videouri Super geniale Pe care el le ignora Dar nope Niciodată, nici măcar un sin Și acum probabil sunt ceva gen Da frate, na, probabil are nenea de care vorbești tu ceva gen Ha, un miliard de abonați și daia nu răspunde Nope, sunt o groază de canale și sub o mie de abonați care chiar fac asta Literally, acum o săptămână am lăsat un coment la cineva care postează zilnic pe un astfel de canal Salut, eu sunt Alpaca și dacă îmi la acest coment îți voi pune canalul următoarea parodie pe care o fac Poate te ajută cu ceva Bă, eu am încercat Canta pe strada, mea. Sa cante pe strada, da. Sa cante pe televizor la copere. Ok, dacă ai fost atent la ce am zis mai înainte, cu o secundă, pe scurt, din cauza că youtuberii nici măcar nu vor să citească comenturile, oamenii tin să se fucking sperie atunci când li se răspunde, ca și cum vorbești cu un fucking demizeu, ca și cum youtuberii ar fi predecesorii lui Isus Hristos și e combinați. Dar până la urmă, care sunt consecințele chestii astea? Spun eu, trollări, spamări și cancer în general. Cancer care se transmite, by the way. Din cauza omului ăla care nu se uită veci în comenturi, lumea și Permite să se înjure, să spameze, să spună tot felul de căcaturi, ceea ce în pe cei care chiar vor să spună ceva mișto de video, cea constructiv, și asta e un ciclu infinit. Uite explicația! Din cauza că youtuberul e nașpa și niciodată nu se uită în comentarii, comunitatea se formează și ea nașpa, pentru că își permite. Adică, youtuberul niciodată nu se uită în comentarii, ok? Îl luăm în pulă de ele. Ok, atunci oamenii care vin acolo se va gen, ha, deci pot să-l spamez, să uh, înjur pe toată lumea, pentru că oricum nu o să-i pese nimănui. Și din cauza cu comunitatea de nașpa, comentariile devin nașpa și comentariile sunt cea gen pulă, 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 pulă și în general pulă, pulă, pulă și verificați-mi canalul, vă rog frumos, am 3 subscribers, please subscribe și din cauza asta youtuberul când intră până la urmă în comentarii presupunând că intră vreodată vede exact comentariile astea, nici măcar nu le vede pe alea bune și efectiv un ciclu infinit youtuberul e nașpa pentru că comunitatea e nașpa și comunitatea e nașpa pentru că comentariile sunt nașpa și faza e că oricine ar vrea să facă ceva bun e fucking îngropat de oamenii care fac lucruri rele acolo. Rele între ghilimele. Înțelegeți voi. Și puteți să înlocuiți cuvântul așa cu căcat, dar am vrut să fiu mai așa finut, ceți. Adică uite un exemplu. Eu vreau să încurajez un youtuber care îmi place. lasă un coment. Bună treabă, video asta a fost grozav. Ține-o tot așa că te gândi la coițe. Da? După mine, vin încă 10 oameni care postează făr, pula, suc, cur. Ghișa ce youtuberul ăla. Nu se mai uită în comenturi, pentru că tot ce vede în mare e căcat format din spamuri și mui și înjurături. Cu toate că sub acel mare căcat se află și cineva căruia chiar îi pasă. Și ghiși ce? Din cauza ciclului ăsta infinit, nimeni nu e fericit. Nimeni. Și așa oamenii aia drăguți încep să plece de pe canalul unde a fost tratat cu indiferență, să caute un alt canal să creadă în cineva care îi vede părerea și care ascultă și interacționează cu el. Aș putea să zic că eu sunt acel canal, dar după e ca și cum mi-aș suge pula singur. Nu vreau să mă dau exemplu pe mine sau canalul ăsta ca fiind perfect sau vai doamne, cu siguranță nu. Sunt far e perfect. Fiecare are părțile lui bune și părțile lui proaste. Tot ce vreau să spun e că eu chiar vă ascult și știți de ce? Din același motiv explicam mai sus, pentru că și voi mă ascultați și asta e tot ce mi-am putut dori vreodată. Cum pe să nu citesc comenturile când văd că la fiecare video pe care îl postez sunt mii de oameni care comentează și dau like și vorbesc lucruri de bine care chiar le pasă. Cum? Și ăsta a fost videoul de astăzi. Nu știu a fost cam scurs sau ceva. Am foarte multă treabă. Vin simulările, am o groază de teste. Nu știu când voi posta următoarea parodie, dar vreau să vă mulțumesc încă o tuturor care au lăsat un like, care au dat un share, care chiar m-au urmărit și au stat în această comunitate care o ador și a fost acolo la de fiecare video și cu cea mai mică urare. Vă mulțumesc! De fiecare dată când o să vă întrebați de ce sunteți aici, uitați-vă în descrierea canalului. De când l-am creat, până acum a rămas următorul mesaj, pe care nu o să-l schimb niciodată și nu l-am schimbat și nu-l voi schimba, pentru că mă reprezintă și mi-arată direcția în care vreau să lucrez comunitatea asta de oameni și men și chiar vă apreciez. Pe acest canal, total realizat din sprijinul oamenilor care s-au luat la legiunii, poți găsi videouri de la gaming până la comedie săptămânale care au ca scop menținerea bunăstării legiunii din care facem parte. Iar pentru aceasta am să mulțumesc fiecare al pentru fiecare like, subscribe, comment până și view. Ce în timp a ajutat canalul să crească cum ne-am dorit să facem ce vrem noi. Ok? Asta e cea mai importantă vorbă. Să facem ce vrem noi. Mulțumesc din nou cu toate cu un cuvânt nu înseamnă prea multe și asta spun și acum. Un cuvânt chiar nu înseamnă, nu pot să vă zic mulțumesc să se să, să simțiți, Dar simțiți. Da, mă pe un cuvânt. Mulțumesc din nou, cu toate că un cuvânt nu înseamnă prea multe. Eu sper că în fiecare video pus, să vă regăsiți într-un fel sau altul, astfel încât să vă dați seama cât de important sunteți. Mulțumesc! Alpaca is love, alpaca is live, deci chiar, chiar, chiar... I mean it, bro. I fucking mean it. Respect la toți, efectiv toți sunteți parte din canalul ăsta și nu pot să vă explic cât de mult însemnați pentru mine. Mersi încă o dată pentru cei 15k subs, a n-am cum să o iau. Ne vedem viitoare, haide împreună cu mine. Hail the Alpaca King out! Of și pentru fiecare persoană care a dat like, vă voi trimite personalul o alpacă la voi la ușa în momentul ăsta. Felicitări, e fetiță. Iar pentru săptămâna viitoare nu știu dacă pot să postez videouri pentru că am foarte multă treabă, dar ideea e că lucrez tot la un video pentru un concurs și sper să vă placă și vouă. Probabil o să postez duminica viitoare sau ceva în genul. mi baftă la inclusiv simulări. Nu mi aș pula în ele.